Totul a început profund improbabil, pentru că eu sunt din Alexandria deloc și Alexandria e un spațiu în care cultura lipsește cu desăvârșire, dar am avut acest noroc senzațional că în liceu, în liceu în care eram, exista o trupă de teatru de adolescenți și am o amintire extrem de conturată cu momentul în care am fost invitat în acea trupă și invitația a venit dintr-un loc la fel de improbabil, și anume de la profesorul de religie din liceu, care m-a oprit într-o zi pe holul liceului și mi-a zis: "Dar de ce nu te duci tu la trupa de teatru?" Și ăla a fost primul moment în care am auzit teatru în relație directă cu mine și îmi suna așa exotic, pentru că nu cred că văzusem niciodată un spectacol live până în momentul ăla și am zis să mă duc să văd ce se întâmplă la trupă. M-am dus la trupă, am ajuns la un festival la Arad și în momentul în care m-am urcat pe scenă, oricât de clișeu și de plat ar suna, m-am îndrăgostit de meseria asta și de fapt atunci am descoperit și am înțeles că e o meserie ca orice altă meserie și că se poate practica și învăța. Acum, până la statutul de milionar, mai am un pic, dar lucrez cu sârg la treaba asta și sper să îl ating. Câți ani aveai atunci? Aveam 15 ani și da, în clasa 9 și până la finalul clasei a 10 mi-a devenit clar că asta vreau să fac. Acum, dacă mi-a și ieșit, judecă mai mult publicul și oamenii din meserie. Te-ai folosit vreodată de abilitățile de actor? Pentru că treptat ți-ai dat seama că ai și talent, nu doar pasiune și plăcere, ai și talent și te-ai folosit de asta, nu știu, să nu te mai asculte, ți-a făcut rău la vreo oră, te-ai prefăcut că leșini, ai dat din gene, nu știu, ceva de genul. E o vorbă care spune că toți oamenii joacă roluri, mai puțin unii actori. Deci pe principiu ăsta, cu toții ne punem măști. Poate că în timp am deprins așa niște formule în care să fac măștile alea mai coerente, dar fiind totuși într-un oraș în care teatru era ceva exotic, faptul că făceam parte din trupa de teatru mă scotea din multe contexte în care nu voiam neapărat să fiu, cum ar fi de obicei, cum ar fi orele din zona realului, adică fizică, matematică, chimie, și atunci aveam scuza asta pe care o foloseam, că am repetiții pentru trupă și era o scuză general acceptată și asta mă bucura foarte tare. Această scuză te-a ținut doar în liceu, presupun, că după aia nu m-a interesat pe nimeni că ai tu repetiții, trebuie să ajungi la întâlniri și la filmuri. Da, nu, a funcționat și în facultate, pentru că până la urmă în facultate asta făceam, mergeam la repetiții, dar acolo era o bucurie. Da, asta făceam toți, dar era o bucurie continuă, o bucurie care se traducea inclusiv în faptul că se întâmpla să dormim noaptea în facultate, astfel încât se prelungeau repetițiile și voiam să începem dimineața a doua zi, așa că se întâmpla să dormim în școală. Ai tăi au fost de acord de la început să urmezi calea asta, pentru că presupun în clasa 9 au crezut că este un hobby și că vei termina clasa 12-a și te vei orienta către altceva. Cum a fost de fapt? Ai mei înseamnă mama, am crescut doar cu mama și mama, cred că a avut un moment în care a încercat așa precaut și discret să mă întrebe dacă sper că voi face bani din asta, că voi reuși să trăiesc din meseria asta, și ce am spus e că îmi doresc foarte tare să nu ajung un adult care să înjure printre dinți dimineața când se trezește și trebuie să plece la muncă, și că dacă fac lucrurile cu pasiune, atunci ar trebui să vină și banii. Dar asta a fost singura discuție. Am avut noroc de o mamă foarte înțelegătoare care nu s-a opus în nicio secundă direcție este ea.